Anul trecut la această dată era și Paștele, venea și vacanța de 1 mai și la acest moment litoralul era deja un mic furnicar. La un an de zile, în plină pandemie și sub autoritatea ordonanțelor de urgență, litoralul e pustiu. Partea asta am văzut că se construiește foarte mult. Aveți idee investitorii de aici la ce... Deci ei merg din inerție. Pentru că unii, de exemplu, cum merg pe principiu că iau bani în avans, deci au un fond de rulaj și automat își pot plăti oamenii să mai pună o cărămidă. Dar așa, pe viitor, nu știm exact încotro. E neclară situația totală. La vremea asta, anul trecut, toate erau on. Dacă nu dau drumul la terase, nu dau drumul la restaurant, că vii, da? Vii să bei un ceai, să mănânci o scoică, un calcan, ceea ce eu nu pot să ți-l prosfer. Toată zona de cluburi, aveam aici festivalul de 1 mai, da? Sunwaves, aveam toate astea. Deci astea acum au picat toate. Oricum, eu văd sezonul ăsta compromis. Toate regulile astea care sunt impuse. După cum vedeți, inamicul ăsta e invizibil, că eu pot să mă cred Batman, că eu nu. Până te lovește și te îngenunchează. Și acum riști pe ceea ce nu vezi sau nu simți? Nu. Și atunci ești influențat de tot ce se aude în jurul tău. Și atunci iei atitudine sau nu iei atitudine. Și probabil trebuie să fii idiot să nu iei atitudine când vezi ce se întâmplă în jurul tău. Și frica e cea care guvernează în momentul de față. Ceea ce văd eu mare frână de mână. Cel care a investit 1000 de euro pe plajă a trebuit să scoată bani într-un fel. Dacă... Da, nu, e un mare dezastru, părerea mea. Pe altă parte, imaginați-vă că nimeni nu o să îndrăznească să călătorească afară. Să zic, bă, mă duc în Franța sau în Grecia unde primesc un serviciu, că e aceeași situație. Deci o să izbească de acest fapt, deci o să încerce să vină la noi și acum probabil că o să fie o mare încercare de a activa într-un fel. Ce face dumneavoastră, cum se cheamă? Kiteboarding. E un sport de apă, o distanță mai mult decât regulamentară. Aveți vânt bun. Da. De luni, de ieri, au dat drumul la apă ca să se apuce de curățenie. Deci oamenii se pregătesc cu cazarea. Să zicem că și cei pe plajă care... ori să spună că ai voie la terasă în aer liber, ori să deschidă și ori să pună aerisit dacă ești pe plajă, o să spună mesele și o să-ți dea la canțarolă de plastic un pește și așa mai departe. Adică îți spun că soluția ori să fie. Toate rezervările s-au anulat, Câte camere aveți? Telefonul sună și pentru rezervări după data de 15 mai și eu am și o unitate la munte, în special pentru cele de la munte, e cererea foarte mare. Și la munte cum e? La munte, în perioada asta, nu a fost nimic, a fost gol. Pentru că toată lumea vroia, știți, venim să ne cazăm, dar ne dați o adeverință ca să ajungem până acolo. Ori e o chestie complicată, nu poți să faci față în declarație așa, dar pentru că vrea turistul. Dar pe mare, încet, încet o să ne dezmorțim. Plus că vine sezonul, va fi timpul mării, lumea va veni la plajă. Important va fi să respectăm cerințele turistului în materie de protecție și distanțare socială, astfel încât să nu aibă senzația că nu sunt protejați sau că nu ne dăm noi interesul pentru protecția lor. Dar cu bucătăria cum ar putea să vă organizați mai? Sincer, bine? Nu știu ce să vă spun, pentru că nu știm care vor fi normele de conduită pe partea de igienă. Cel puțin din partea DSP n-am primit nici până astăzi niciun punct de vedere. Autoritățile nu spun, domne, vom deschide și restaurantele. Hotelurile nu pot funcționa fără un restaurant, asta e clar. Deci rămâne, suntem așa în stand-by. Ne pregătim de deschidere, dar vedem ce va fi. Știți, noi românii suntem și gurmanzi și ne place să și bem. Și cel mai des ne place să facem asta cu prietenii, cu familia. Ori ca să vii la hotel și să mănânci în cameră, mai bine stai acasă la tine în jurul mesei și stai liniștit. Sau să mănânci în cameră și cu prietenii, toți prietenii, mai rău decât să stai la terasă. Angajații, o parte sunt în șomaj tehnic, o parte muncesc. Ne pregătim, dar încet.
Pentru că nu ne garantează nimeni că va fi un start în forță și nu ne garantează nimeni că vom avea un grad de ocupare atât de mare încât să asigurăm cheltuielile pentru tot personalul. Pur și simplu se numește campingul nostru, avem 30 de căbănuțe, două locuri de cazare separat în fiecare căbănuță și așteptăm. Pur și simplu vom avea, e natură, lemn, mare. Dar ce așteptați? Că văd că toată lumea e dispărută de pe stradă, nu-i nimeni pe aici. Ce așteptăm? Cred că ce așteptăm noi așteaptă toată lumea. Să se termine odată, nu? O să fie când o să se poată. Eu nu cred că statul vrea să nu deschidem sau guvernul vrea să nu, toată lumea vrea să deschidem, că e în interesul tuturor. Numai probabil o să deschidem, că riscul o să fie minim. Ați avut rezervări? Am avut full. Pentru 30 aprilie și 1 mai, plin. Am anulat toate rezervările ca și era normal. Și acum mai sună telefoanele? Am blocat tot. Vă dați seama, nu poți să lași pe booking totul deschis, oamenii vin, fac cazări și după aia ce faci? Anulezi tot. Angajați aveți? Avem, noi suntem o firmă mai mare, avem 170 de angajați, dintre care 160 sunt șomaj tehnic. 10 oameni sunt aici. Asta e un punct de lucru al firmei. Restul sunt acasă în șomaj tehnic. Asta e situația. Așa, pe termen mediu, cum vă așteptați la business în general? Am fi foarte mulțumiți dacă 12 luni de acum înainte închidem în zero. E o situație, trebuie să o înțelegem. Trebuie să înțeleagă și angajații, și angajatorii, și statul, și guvernul, și până la urmă toată lumea trebuie să dea mâna să treacă hopul. Deci întregul trafic aferent școlilor nu va exista până în toamnă.